Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial din seria destinată realizării website-urilor cu ajutorul aplicației Google Sites. Unul din elementele care pot fi introduse într-o pagină web o reprezintă un calendar. Pentru a putea introduce un calendar în interiorul unei pagini, se execută în primă fază un clic în zona în care se dorește introdus calendarul. Apoi, din meniul inserat, derulăm în partea de jos, unde regăsim opțiunea calendar. Vom executa un click pe această opțiune și putem alege din calendarele pe care le avem salvate în contul de Google curent, sau putem alege un, un alt calendar. Voi alege calendarul numit Holidays in Romania. După selectarea calendarului putem executa un click pe opțiunea Inserați. În acest moment, calendarul respectiv a fost introdus în pagină. Se observă că a fost introdus deasupra zonei cu textul pliabil. Bineînțeles că putem repoziționa acest calendar. Dacă selectăm calendarul, regăsim aceleași butoane de redimensionare a zonei în care este afișat calendarul și în partea de sus regăsim trei butoane. Primul buton ne este afișată opțiunea de a deschide calendarul într-o filă nouă. La executarea unui click pe acest buton, calendarul se va deschide într-un tab nou. Butonul de setări, care ne permite stabilirea afișării titlului, a datei, a butoanelor de navigare și așa mai departe. Și bineînțeles, butonul de ștergere a acestui calendar. Noi vom încerca să redimensionăm calendarul în așa fel încât să ocupe uh, toată lățimea acestei secțiuni. Un website conține mai multe pagini. Până acum noi am lucrat doar la prima pagină a website-ului. Pentru a adăuga o pagină nouă în interiorul website-ului nostru vom accesa tabul pagini din partea dreaptă sus unde regăsim un buton sub forma semnului plus. Dacă vom deplasa mouse-ul peste acest buton, ni se vor afișa două opțiuni: link nou și pagină nouă. Diferența dintre aceste două opțiuni este următoarea. Linkul nou reprezintă o legătură către un alt website publicat pe internet. Pagina nouă reprezintă o pagină care face parte din website-ul nostru. Dacă de exemplu o să alegem opțiunea link nou, o să avem posibilitatea să dăm un nume respectivului link și adresa linkului. La acționarea butonului terminat, sub pagina de pornire la care noi am lucrat, apare acest link. Unde îl putem regăsi? Acest link apare în partea de sus, în antet, în meniul care va fi afișat în zona antetului. La deplasarea mouse-ului peste linkul care este afișat în zona de pagini, apare un buton sub forma a trei puncte poziționate vertical, care oferă trei opțiuni. Proprietățile acestui link ascundeți din bara de navigare și ștergeți. Opțiunea proprietăți oferă posibilitatea editării acelor proprietăți pe care le-am completat atunci când am creat acest link. Opțiunea ascundeți din bara de navigare va ascunde respectivul link din meniul din zona antetului. Se observă că și pictograma specifică acestui link s-a modificat și, bineînțeles, opțiunea Ștergeți va șterge acest link. Pentru a crea o pagină nouă, vom deplasa mouse-ul peste butonul sub forma acelei, acelui semn plus și vom alege opțiunea Pagină nouă. Să spunem că vom crea o pagină dedicată clasei pregătitoare. La acționarea butonului terminat se observă apariția acestei pagini în zona de pagini și poziționarea ei și în meniul din zona antetului. Bineînțeles că în acest moment aplicația a comutat în mod automat pe editarea acestei pagini. Dacă dorim să edităm, să revenim la pagina de pornire și să continuăm editarea, nu avem altceva de făcut decât să executăm un singur click pe pagina de pornire din zona de pagini. Că și pentru clasa pregătitoare regăsim opțiuni cu ajutorul acelui buton sub forma a trei puncte poziționate vertical. Se tasca pagina principală, deci putem modifica pagina de pornire a website-ului. Putem să duplicăm pagina, să creăm o copie. Putem să adăugăm o subpagină a acestei pagini, putem să ascundem legătura din meniul din zona antetului și putem să o ștergem. Pentru a adăuga o subpagină vom executa click pe această opțiune, vom introduce numele sub subpaginii, să spunem că o vom denumi înscriere și la acționarea butonului terminat observăm în meniul din zona antetului acest mic buton specific unei liste de rulante. Doar poziționarea mouse-ului pe acest meniu ne va afișa numele sub paginii pe care tocmai am creat-o. Se observă că editorul a comutat în mod automat pentru editarea acestei subpagini. Bineînțeles că și sub pagina are aceleași opțiuni la acționarea acelui buton ca orice pagină pe care am creat-o. În Google Sites avem posibilitatea să adăugăm un document în interiorul unei pagini. Pentru a adăuga un document în pagină, vom alege pagina de pornire, pentru că dorim ca adăugarea acestui document să o facem în pagina de pornire, ne vom deplasa în zona în care dorim introducerea documentului, vom accesa meniul inserați, Vom derula această zonă în partea de jos unde regăsim opțiunea documente. Putem alege din documentele pe care noi le avem uh, salvate în drive-ul personal. Vom alege, de exemplu, documentul numit orarul școlii și vom uh, acționa un clic pe butonul inserați. Se observă că respectivul document a fost introdus în pagină. Un alt element care poate fi introdus într-o pagină web este un buton. Pentru a exemplifica introducerea unui buton, să plecăm de la premisa că dorim să inserăm în prima pagină o secțiune referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare. Vom alege din mesi, meniul Inserați un șablon. Vom șterge zona de, din șablon referitoare la text. Vom adăuga, bineînțeles, o imagine în această secțiune. Și tot din meniul uh, inserați, în partea de jos, regăsim opțiunea buton. Avem posibilitatea să denumim acest buton, să stabilim textul care va fi afișat uh, în acest buton să spunem că îl denumim înscriere clasa pregătitoare. Iar în zona de link, dacă executăm un singur clic, apar paginile care fac parte din website-ul nostru. Bineînțeles că vom alege pagina numită înscriere clasa pregătitoare. Acționăm butonul inserare, respectivul buton va apărea în pagina noastră. Bineînțeles că avem posibilitatea să-l repoziționăm să-l redimensionăm și putem să revenim la proprietățile lui acționând acest buton sub forma unui creion. Putem alege tipul respectivului buton din cele trei opțiuni: Umplut, schițat și doar text. să încercăm și o repoziționare a acestor elemente. și un preview al paginii. Pentru o mai eficientă transmitere a informației pot fi create bannere de anunțuri. Un astfel de banner se creează în felul următor. Dacă se deplasează mouse-ul în zona meniului din antet, în partea stângă apare un buton numit Setări de navigare. La acționarea acestui buton ni se afișează o fereastră la care ultima opțiune este un banner cu anunțuri. Avem posibilitatea să afișăm bannerul, să stabilim o anumită culoare, să stabilim mesajul pe care bannerul să îl transmită, de exemplu, înscrierea la clasa pregătitoare, Apoi putem stabili textul pe care să-l conțină butonul din interiorul acestui banner și linkul către pagina care poate fi accesată la acționarea acestui buton. Bineînțeles că vom alege pagina înscriere clasa pregătitoare. Bifarea opțiunii deschideți într-o filă nouă va deschide respectiva pagină într-un tab nou sau într-o filă nouă în funcție de browserul folosit. Poate fi afișat acest banner pe toate paginile sau doar pe pagina principală. La acționarea butonului X bannerul va fi afișat. Dacă vom executa un click pe butonul înscriere, vom observa deschiderea unui tab nou și afișarea paginii înscriere la clasa pregătitoare. Un mare avantaj a utilizării aplicației Google site o reprezintă faptul că la un website dezvoltat cu această aplicație pot lucra mai multe persoane. Pentru a adăuga un colaborator care să vină în ajutorul celui care dezvoltă website-ul, avem la dispoziție în partea de sus a ferestrei aplicației butonul numit Trimiteți altor persoane. La acționarea acestui buton avem posibilitatea să introducem adresa de e-mail a respectivei persoane pe care dorim să o invităm să lucreze la website-ul nostru. Selectăm adresa de e-mail la persoane respective. Putem să stabilim funcția pe care să o primească respectiva persoană, adică poate să editeze website-ul sau doar să citească documentele publicate. Și bifarea opțiunii anunțați utilizatorii prin e-mail va trimite un e-mail cu mesajul pe care îl scrieți în această zonă. La acțiunea butonul trimiteți se va trimite respectiva invitație. pot fi introduse în pagină grafice care sunt salvate în foi de calcul Google în drive-ul personal. Am realizat un astfel de grafic cu evoluția notelor la evaluarea națională, grafic care este salvat în foaie de calcul numită evoluția notelor mai mari de 5 la evaluarea națională. Pentru a introduce acest grafic în interiorul paginii noastre, vom executa un click în zona în care dorim să introducem graficul. Apoi din meniul Inserați, o să alegem opțiunea diagrame. Din lista apărută, bineînțeles că o să alegem respectiva foaie de calcul. Apoi vom acționa butonul Inserați. Dacă foaia de calcul conține mai multe diagrame, avem posibilitatea să alegem care diagramă să fie afișată. În cazul nostru este o singură diagramă, o selectăm și acționăm butonul adăugare. Regăsim butoanele de redimensionare specifice aplicației Google Sites. Putem opta pentru a deschide acest grafic într-o filă nouă sau putem să eliminăm graficul în cazul în care am ales un grafic greșit. Să vedem cum arată site-ul nostru în acest moment. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!